Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi cei care îmi vizionați videoclipurile nu sunteți abonat la acest minunat canal YouTube. Așa că haideți să stoarcem butonajul de subscribe și cel de like la acest minunat episod și bineînțeles nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, o aveți aici jos în stânga, să ne strângeți acolo o comunitate cât mai mare de jupâni. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem pe câmp, exact aici, unde în spatele fermei, suntem cu Arrow de data asta, ia să ne urcăm în el și, de fapt, din câte vedeți, aici trebuie să băgăm la arat, pentru că am avut de trăierat. Am avut de trăierat mai de mult, am trăierat tot ce am avut, orz am avut aici. Da, orz am avut. Și acum trebuie să băgăm și la arat, bineînțeles. Trebuie să băgăm și la arat pentru că, na, trebuie să fie terenul gata pentru a doua recoltă. Haideți să ne suim în aro și să-i dăm blană. Ia să vedem noi. Unde să o întoarcem noi? Ia, să întoarcem noi aro-ul frumos aici. Bă, i-aș face o poză că e frumos tare aro-ul. Chiar îmi place la nebunie, nu știu de ce. Ia uitați cât de frumusețe de mașină. Românească, tot ce trebuie, 4x4, diesel. N-are cum să nu-ți placă. Și să mergem direct la fermă. Avem și fendul, din câte se vede acolo, cu semănătoarea, pentru că am terminat tot aici de semănat. Avem fendul acolo frumos, trebuie să-l ducem în hambar. Trebuie să-l ducem acolo frumos, în adăpost. Așa că nici nu știu cum să fac. Să facem și o poză acum, ia să vedem. Iese o poză bine? Iese o poză de thumbnail frumoasă? Hai că eu zic că iese șmecheră, nu? Hai că iese bine, bine de tot. Și da, să mergem direct, să ducem mai întâi arou aici la fermă și după aia o să venim după fen. Să ducem și fendul frumos la stână și de la stână o să venim cu un tractor. Nici nu știu cu care tractor să vin. O să vin cu ăla verde, probabil. Ia să... Ne băgăm frumos cu arul pe aici, pac, pac, și am intrat. Ia să-l parcăm. Unde să-l parcăm noi? Dăm în marșalier și îi dăm aici. Îl parcăm frumos aici. Avem 4x4-le la fermă. Și acum să luăm fendul. Să vedem, aș vrea să fac o fântână zilele astea, dar nu știu dacă e prea târziu pentru o fântână. Așa se apropie și iarna și să nu fie prea târziu pentru o fântână, dar nu cred că dacă dau un telefon și chem câțiva o echipă de asta care se ocupă cu așa ceva, cu fântân, cu tot ce trebuie, aș face o fântână exact aici și nu știu, ori o fântână, ori un puț de la mare, știți, de care se mai face, poate o să îmi trebuiască și pentru irigații, cine știe pe viitor, adică nu se știe până la urmă. Și da, aș vrea să o fac. Într-o săptămână cred că o fac, băieți, un puț de la o fântână mai mare, să zic așa. Adică, da, eu plătesc, eu scot banul ei doar să vină cu uneltele și să construiască pe acolo o fântână. Da, da, nu știu, săptămâna viitoare m-aș băga să fac o fântână de aia. E de treabă și la o fântână, trebuie să asist și eu puțin pe acolo. Să văd care e treaba. Și da, să vedem acum. Să vedem. Mai întâi să terminăm cu aratul de parcele și poate săptămâna viitoare o să chem și o echipă de muncitori să începem să plăm și noi la o fântână, la un pus ceva, să avem apă până la urmă, că în agricultură avem nevoie de apă foarte multă, știți și voi. Am mai să-i dăm blană în deal cu fendul. Ia uite cum urcă. Hai bă, că e frumos și fendul ăsta, n-ai ce zice. E chiar frumos el. Și urcăm ușor la deal. Ia să vedem. Trebuie să luăm remorca asta de aici, că n-am mai luat-o de data trecută. Ia să vedem, nu. Ia să vedem, să parcăm fendul la locul lui. Și îl coborâm pe aici ușurel. Ușurel, că e panta destul de abruptă. Atâta. Și să parcăm fendul
unde trebuie. Mai întâi să punem semănătoarea și după aia o să punem și tractorul. Ia să vedem, să parcăm semănătoarea cumva. Atât. Și dăm în marșalier. Să putem scoate și data viitoare, bineînțeles. Ia că am pus-o bine, nu? A luat-o bine? Să punem dreaptă de data asta, că data trecută, din câte știți, am luat-o cam strâmbă. Era cam șuie și nu-mi plăcea. Atâta, hai că am decuplat-o, punem și fendul. Uite cât a fendul, bă, dar e mare fendul ăsta și e mișto că, na, are 300 de cai, adică e chiar șmecher. Și nu arată rău, chiar dacă e puțin mai vechi el, nu arată rău fendul. 2005 sau eu nu mai știu ce an exact de fabricație avea, oricum, destul. E mai vechios, dar e bun, oricum, e bun. Acum am zis că iau un tractor, nici nu știu ce tractor să iau. L-aș lua pe ăla verde, că îmi place la nebunie. Dar să văd ăla dacă e pe aici, pe la stână. Eu nu am băgat de seamă dacă e pe aici sau nu. Ia să vedem. Unde este UTB-scul ăla verde? Îl căutăm și nu prea... A, ăla... Gata, știu unde. Nu. Nu este aici, este tocmai la mica bază acolo, unde l-am lăsat cu cositoarea. A, ba nu, uite-l bă aici. Uite că el stătea ascuns și eu ziceam că e în altă parte. Păi atunci să decuplăm de la remorci, de la remorcile astea goale și să pornim tractorescul și să mergem să luăm plugul, bineînțeles. Da, să băgăm noi în viteză. Uite ce merge. Bine că astăzi e însorit și pot să merg mai la o cămașă, să zic așa. Nu mai trebuie să iau tot ce trebuie, să mai iau și o geacă pe mine, că nu e frig. Merge frumos doar salopeta, blugii și cămașa. Astăzi. Mâine, dacă o să fie frig, o să-mi iau și o geacă. Dar sper să nu fie frig. Ia să vedem. Atâta. Și să cuplăm frumos plugul. Ne urcăm înapoi în tractor, îl ridicăm plugul și am plecat la treabă. Am plecat la treabă, jupânilor. Să vedem de parcela aia, să o arăm. După aia o să mai vedem ce o să mai facem. Ușurel să lăsăm pe aici tractorescu. Bă, e bine că poți să te strecori peste tot cu el, adică e chiar șmecher tractorul. N-ai ce zice, chiar e mișto. Hop, punem frână ușor și... Aici să avem grijă, hai că am trecut. Dăm un semnal la dreapta. Și băgăm accelerația și am plecat. Am plecat cu Tebescu. Hop, puteam să o iau și pe aici, dar... Dacă urcă mai bine pe ulță pe la noi. Urcăm pe ulță pe la noi, că... Abia mergem și noi ca oameni. Nu o mai luăm prin toate câmpurile pe acolo. Bine, că puteam să o iau și pe acolo, nu era o problemă. Adică... Abia mai testez tractorul, dar dacă tot ei zic că pe aici e mai scurt drum. Era bine să o luăm și pe acolo, dar... Mergem și noi pe uliță pe la noi, dacă tot așa. Dacă tot avem piatră pe uliță, măcar piatră să avem. Dacă asfalt, vă dați seama, până la asfalt, mai întrebuie și mie bani în primărie acolo. Chiar dacă-s primar, mai am nevoie de bani ca să pun asfalt pe ulițe. Dar măcar piatra am pus și e bine, zic eu. Ia, hop. Ia să vedem noi. Ne băgăm frumos pe aici cu tractorescu și îi dăm blană. Atâta. Ia să vedem pe unde să coborâm noi. O să coborâm noi cu tebescul ăsta să băgăm la arat pe aici. Ia să vedem. Merge pe aici, ușor, cât de cât. Atâta. Și să începem cu parcela asta, nu? O să începem cu parcela asta la arat. Ia să vedem. Și exact din partea asta. O să terminăm partea aia și după aia ne băgăm și parcela asta. Atâta. Ia să-i dăm blană. Am luat-o bine? Vezi că am luat-o binișor. Atâta. Arăm frumos parcela, ne facem treaba. După aia băgăm la discuit. Când o să fie... Bă, dar stai că n-am luat-o bine. N-am luat-o bine chiar deloc. Atât și îi dăm blană, ce să mai... Îi dăm blană. E frumos cu tebescul ăsta la arat, chiar e șmecher. Pentru că... Ia uitați, de exemplu, acum în față este gard. Gard, este o gradă a omului, mai bine zis, că gard nu prea e din câte se vede. Ne putem strecura repede cu tractorul, ia uitați cât de repede ne putem strecura și ne putem întoarce mai ales. E bine că e fâșneț tractorul și nu trebuie să te chinui cu el la întors sau la ceva. Plus că trage și plugul cu trei brazde, de fapt Edita mai plugul până la urmă. Dar sunt și cu trei brazde de alea mai mici din câte
din câte știu. Da, sunt și cu trei brazi de mai mici, dar eu zic că ăsta e bun clubul. Chiar e chiar șmecher. Românesc, tot ce trebuie, trei trupițe. Sunt și de alea cu trei brazi de reversibil, din câte știți. Am avut și la John Deere odată, și acum îl mai am. Dar, na, ăla deja sunt pentru tractoare de peste 100 de cai, 100 și ceva de fapt, și na, nu pot să-l bag la UTB. Oricum, reversibil, îl bagi doar la tractoare mai mari, să zic așa. Nu îl bagi la tractoare de 50 de cai, să fim serioși. Peste 120 de cai, acolo bagi un plug reversibil. Cu 3 brazi de cel puțin. Păi mie îmi place că cu UTB-ul ăsta îmi fac treaba cum vreau, merge țiplă din câte se vede. Nu avem nicio problemă cu el, până acum chiar nicio problemă n-am avut. L-am alimentat cu motorină, a mers de-a rupt. O să-l mai alimentez cu motorină după ce o să termin de arat pe aici, prin zonă. Și în rest, tractorul mie îmi place la nebunii, nu știu de ce, dar chiar îmi place foarte mult tractorul. Hop, atât, ia să băgăm în viteză și ne întoarcem iarăși. Atât, dă-i în spate. Stai așa, ia uitați că de repede nu întoarcem noi. Atâta, lăsăm plugul și am plecat. Frumos la arat, ce să zic. Păi jupânilor, dacă ați ajuns până aici, nu uitați să lăsați un mare, mare, mare like, ca să strângem cât mai multe like-uri la acest minunat episod. Ia uite cum merge UTB-ul ăsta. Are treabă, merge de rupe. Nu, dar acum e mai bun un UTB de ăsta decât să-ți iei un Belarus de 100 de cai sau 80 de cai cât o fi având și să nu facă față prin zonele astea, cum avem noi deal, cum avem tot ce trebuie, că noi suntem în zonă de deal, mai ales Moldova, toată regiunea Moldovei, să zicem așa, este în zonă de deal și puțin spre munte. Dar noi cum suntem aici în zonă de deal, vă dați seama, nu avem câmpii întinse foarte mult, doar acolo pe Valea Dumeștiului, adică pe Valea Râului, acolo avem câmpii mai întinse, dar noi, în general, suntem în zonă de deal, din punct de vedere geografic. Și asta, aici trebuie tractoare mai, să zic așa, mai bune, să tragă și în deal și în vale, nu numai în plan. În teren plan, că dacă trag numai în teren plan, după aia nu merg în deal și nu e treaba bună. De-aia sunt bune UTB-urile prin zona Moldovei și peste tot mai ales. Dacă merge în deal, merge bineînțeles și în zonă plană. Da, păi jupănilor, cam atât a fost și cu acest minunat episod. A fost unul mai scurt, sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare, mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Până data viitoare, vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în episodul următor.